Teatrul de artă din Deva continuă seria premierelor din această stagiune. Astfel, în acest weekend, publicul este așteptat la o operă comică după celebrul Giacomo Puccini, pusă în scenă în colaborare cu artiștii lirici ai teatrului din Ruse, Bulgaria. Cea de-a treia premieră a stagiunii 2020-2021 la Teatrul de Artă din Deva este Gianni Schicchi de Giacomo Puccini în regia Mihaelei Panainte. Operă într-un act, operă comică într-un act, realizată în colaborare cu Opera de Stat din Ruse. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să îi readucem pe prietenii noștri din Ruse la Deva. În cadrul laboratorului lyric din fiecare an, noi realizăm câte o operă pe care o prezentăm de obicei în cadrul Festivalului Hunedoara Lirică. Pentru că în acest an, din cauza pandemiei, acest lucru nu a mai fost posibil, am hotărât să-l prezentăm publicului devean acum, pentru că, zic eu, este o perioadă foarte bună pentru muzică, mai ales că s-a sărbătorit de curând Ziua Internațională a Muzicii. Teatrul de Artă din Deva vă invită cu drag la spectacol pentru a ne bucura împreună de un regal muzical de excepție, spunem noi. Când va fi premiera? Premiera va avea loc sâmbătă, în data de 3 octombrie, de la ora 19, la Teatrul de Artă din Deva. Prețul unui bilet este de 30 de lei. Ca de obicei, vă invităm pe site-ul teatrului sau pe Facebook-ul teatrului pentru a nota numerele de telefon la care puteți rezerva bilete și vă așteptăm. Atenție, locurile sunt limitate. Spectatorii ce vor fi sâmbătă seara de la ora 19 în sala mare a Teatrului din Deva se vor putea directa cu arii de operă cunoscute și apreciate pe plan mondial într-o interpretare de excepție. Luna octombrie se arată a fi una generoasă cu iubitorii de cultură din Deva. Actorii Teatrului de Artă din Reședința de Județ, urmând a avea reprezentații săptămânale.